faci poze. Ploile torențiale și vijeliile puternice au făcut prăpăd în mai multe localități din zona Lugoj-Făget-Buziaș. După ce luni pompierii militari timișeni au intervenit pentru evacuarea apei din 6 subsoluri inundate și 10 curți, precum și pentru degajarea a 24 de copaci căzuți pe șosele și alți 2 copaci căzuți pe tronsoane de cale ferată, Lugoj-Boldur și marginea Holdea, marți pompierii au fost chemați de urgență să intervină pentru evacuarea apei din 3 curți inundate în comuna Coșava, 2 curți în satul Gladna Română, 4 curți și 2 beciuri inundate în comuna Fârdea. De asemenea, s-a intervenit pentru degajarea drumului județean 681, care leagă localitățile Gladna Montană de Fârdea, pe care era scurs mâl. Ploile torențiale și vijeliile au afectat cel mai mult localitățile din zona municipiului Lugoj, Icțar, Budinți, Boldur, Lugoj, Sârbova și din împrejurimile Făgetului, Gladna Română, Drăgșinești, dar și în zona Buziașului, în localitatea Hitiaș.